Bună tuturor, bine ați venit la un nou video. În acest videoclip doream să răspund unei persoane care mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: tu, la 37 de ani, ai pretenții ca cineva care are între 33 și 38 de ani să meargă în fiecare duminică la biserică? Vă dați seama că nici nu am răspuns aceste persoane. Mi se părea o întrebare atât de ridicolă. Nu, eu nu am pretenții să meargă cu mine la biserică în fiecare duminică. Pentru că nu este vorba de pretenții. Este vorba de potrivire. Dacă o persoană se căsătorește cu cineva, înseamnă că ar trebui să fie compatibil și pe aspecte legate de religie. Da, unitatea nu trebuie să fie doar în pat. Mai presus de tot, trebuie să fie o unitate când vine vorba de valori, de principii. Și dacă această persoană cu care m-aș căsători duminica alege să doarmă în pat și eu mă duc la biserică, nu că ar fi o problemă foarte mare, pentru că eu desigur m-aș duce, dar unitatea în familie nu există. Dacă ajung să am copii cu acest bărbat, dar el arată copiilor că duminica se doarme și nu se duce la biserică și mama se duce, ce credeți că înțeleg copiii? Unde văd copiii unitate? Dar hai să spunem înainte de copii. Acea femeie care se căsătorește și vede că ea se duce, dar el stă în pat și doarme, sau se uită la televizor, credeți că se va simți unită cu acel bărbat? Va simți o mare divizie între ei, o mare separare. Nu, nu este destul ca bărbatul și femeia să fie uniți când este vorba de sexualitate. Bărbatul și femeia trebuie să fie uniți în primul și în primul rând când este vorba de viața spirituală. Pentru că până la urmă, ce ne rămâne? Hormonii, fluturașii din stomac dispar încet cu încet. Și mai ales noi care avem 30 și ceva de ani știm foarte bine. Nu mai suntem ca la 20 și ceva de ani. Deci, ce rămâne? Nimic. Dacă nu te simți legat de un bărbat sau de o femeie, de ceva mai mult decât acei fluturași care nu au valoare, atunci nu este nimic valoros între voi. Veți simți un ocean între voi și el, între voi și ea. De aceea, bărbaților care întrebați de ce am pretenții ca el să se ducă la biserică în fiecare duminică, răspunsul meu pentru voi este acesta: nu, nu am pretenții. Eu vreau ca acel bărbat să meargă la biserică singur și după, când ne întâlnim, să mergem împreună. Deci eu să merg singură înainte să mă întâlnesc cu el și el să meargă singur înainte să se întâlnească cu mine. În așa fel încât această dorință de a merge la biserică și de a fi în casa Domnului să fie personală. Nu să fie ca atunci când te duce mama la biserică când ai 6-7 ani de mână. Nu vreau să duc un bărbat de mână la biserică. Nu vreau să forțez pe nimeni să fie ceea ce nu este. Pentru că nu este viață aceea în care cineva trage de celălalt. Și căsnicia nu trebuie să fie o forțătură. Trebuie să funcționeze de la sine. Asta înseamnă că mergi în aceeași direcție. Nu unul doarme și unul aleargă. De aceea trebuie să fie unitate pe toate aspectele. Nu doar al sexualității. Și dacă când te cunoști nu ești pe aceeași lungime de undă, când vine vorba de valori, de principii, de mersul la biserică, care nu îl faci ca obligație, ci precum dragoste față de Dumnezeu, atunci femeilor sau bărbaților nu vă lăsați amăgiți. În momentul în care vă veți căsători, acea persoană nu o va face de dragul vostru. Pentru că omul, după ce se căsătorește, arată tot ceea ce este. Înainte se mai poate preface.
dar în momentul în care se va simți în confortul lui, atunci va arăta cu adevărat ceea ce este și nu va mai merge la biserică, nu va mai face ceea ce a spus că va face, doar să se căsătorească cu voi. Omul nu se schimbă de dragul vostru. Deși ne mai schimbăm, ne mai modelăm unul după altul, când este vorba de principii, de valori, de religie, de credință, este mult mai greu. De aceea, nu vă lăsați amăgiți, nu vă lăsați condiționați de promisiuni, nu credeți în promisiuni, că acestea se duc precum nisipul luat de vânt. Cam acestea vreau să vă spun astăzi. La revedere, ne vedem la următorul video.